Am intrat acum să verific ce se întâmplă pe bursă în România și mă trezesc cu bau minus 15.000 de lei aproape. Dacă ai întrebări, dubii, nu știi ceea ce faci și vrei să înveți cum se face ca la carte, Laurențiu Vană, prietenul meu, foarte bun, a făcut un curs, este făcut de el, în care explică în aproximativ 80-90 de pagini fiecare lucru pe care trebuie să-l știi pentru a declara corect, pentru a plăti corect, tips and tricks. Aveți link mai jos, momentan este redus, este foarte bine structurat, o să vă las câteva hinturi de acolo, sunt și explicații text și explicații video. Eu sincer am aflat lucruri noi din acest curs pe care l-a făcut și la rândul meu și eu urmează să împlătesc toate dările către stat. Mă, ce se întâmplă, prietene? Când mă uit, scade OMV Petrom. Cu cât? Aproximativ 7%. Și mă gândesc, bă, da, când se dă oare dividendul? Oare când e ex-date? Ex-date, adică prima zi după ultima zi de înregistrare pentru a primi dividend. Deci dacă cumperi astăzi acțiuni la o companie care a avut ex-date-ul, nu mai primești dividend decât la termenul următor. În România, la multe companii, la majoritatea, dividendul se dă anual, o dată pe an. Sunt companii internaționale care dau lunar, trimestrial, de două ori pe an și anual. În România se dau anual. E mai ușor din punct de vedere contabil, e mai ușor de administrat și cred că este mai bine oarecum și pentru investitori. Mie îmi convine că iau o dată toți banii grămadă. Pe de altă parte, pentru cine are sume mai mari, e mai bine să primească mai frecvent, pentru că îți mărești frecvența cu care faci compounding, să faci efect compus. Dar nu știu cât sau atât de multe investiții în bursa din România. Așadar, astăzi OMV Petrom a avut azi e prima zi după data de înregistrare, ex date. Este astăzi ex date, 12 mai. De asta a scăzut cu 7%, adică aproape exact cât este dividendul. Dividendul este de 0,0341 lei per acțiune. Adică 3,41 bani per acțiune. Asta înseamnă că urmează să încasez aproximativ 12.000 și ceva de lei o să iau dividend, care va fi plătit prin iunie. Deci durează 3, 4, 5 săptămâni până o să primesc banii de la OMV Petrom. Pentru cei care nu știu, când primești dividend, e cu reținere la sursă, deci impozitul deja a fost plătit pentru banii respectivi pentru tine. Tu când îți declari, îți faci declarația unică, chiar am depus-o ieri, am depus-o, astăzi am de plată ce am de plată. Și mi-am trecut banii pe care am luat din dividende, i-am trecut alături de dividendele pe care le-am luat din firma mea. Se trec în declarația unică, dar nu mai plătești nimic. Doar dacă depășești 12 salarii minime brute, plătești și CSE sănătate. 2700 și ceva de lei am văzut că a fost. Tot pentru cei care nu știu, banii aceștia, dividendele, îți vin în aplicație. Eu folosesc Tradeville. Banii îți vin în aplicație la disponibil, la, nu știu, cash, cum ar veni. Tu banii ăia poți să îi reinvestești, poți să faci absolut ce vrei cu ei, poți să-i ții acolo, poți să-i scoți în contul tău autorizat sau poți să-i investești, deci poți să faci trei chestii, să-i ții, să-i reinvestești sau să-i scoți. Ce vrei tu, aia faci cu ei, ție banii îți intră acolo de la OMV prin Tradeville. Și așa se întâmplă la orice companie. Eu sunt fan OMV Petrom, pentru că este o companie mare, are investiții mari, are drepturi de exploatare în România, deține rafineria de la Ploiești, sunt multe stații, e o industrie care nu va muri prea curând, au și planuri de investiții, și produc, și exportă, și investesc, adică
nu e o companie care are fluctuații fantastice sau gain-uri fantastice, să zic, nu știu, crește cu 100%, scade cu 60%, nu. E relativ constantă, a avut și ea creșterile ei, dar micuțe. Dar îți dă dividend. Deci eu o văd ca pe o investiție pe termen lung, cu care dacă ai răbdare multă, ani de zile, te va recompensa. Pentru că, uite, anul trecut am luat dividend, anul ăsta iau dividend. Dacă investesc constant niște sume și iau și dividend și le reinvestesc și pe alea, și o companie care este solidă, face un efect compus foarte șmecher și în cele din urmă ajungi să faci foarte mulți bani anual din dividend. O să-ți crească randamentul în fiecare an. De asta mie îmi place această companie. E ușor de administrat. Dividendele îți vin în cont de România. E ușor de declarat. E ușor de monitorizat. Chiar sunt un mare susținător al acestui brand și sunt și consumator, sunt și partenerii mei media și sunt și investitor. Deci mie îmi place foarte mult această companie. Este compania mea preferată din România. Desigur, sunt multe altele pe Tradeville în care poți să investești. Așadar, asta a fost un mic update oarecum pentru această companie. Au dat dividendul. Așadar, ăsta este doar un update, un reminder pentru cei care vor să investească sau au investit în OMV Petrom. Astăzi este ex-date-ul, urmează într-o lună plata. Pentru cine vrea să cumpere acum, astăzi a scăzut 6-7%, astăzi e de cumpărat dacă ai ratat trenul. Și gândește-te că există o perioadă de share recovery, deci o perioadă în care acțiunea recapătă prețul. Ea în general când o companie dă dividend, în general scade cam cu cât se dă dividendul. Asta cumva ca să se evite, iau dividendul și vând repede. Descurajeze investitorii care investesc pe termen scurt doar pentru dividend. Că îți dai seama dacă n-ar scădea prețul deloc, vine unul, investește ieri 100.000 de euro, iese, ia dividend 6-7.000, 6% cât vine, și azi iese. Deci el a investit o zi și a făcut 6.000 de euro. Ca să se evite chestia asta, nu știu exact mecanismul cum funcționează, dar în general, în momentul în care s-a dat dividendul, prețul acțiunii scade cu cât este aproximativ dividendul. Deci dacă ai ratat să investești în OMV și ai vrea să investești în OMV, e bine să cumperi și când scade imediat, pentru că o să revină prețul în cele din urmă, teoretic, și mai târziu vei lua și dividend, deci cumva ai un randament aproape dublu. Dacă ar fi toate aceste lucruri, în teorie, ar funcționa ca la carte. Dacă nu vine cumva vreo super recesiune și o să afecteze tot. Iar discutând de recesiune, eu consider că deja suntem în recesiune, doar că nu s-a recunoscut din punct de vedere, nu e oficial încă, dar eu chiar cred că suntem deja în recesiune. Piața imobiliară cu greu se mai mișcă. Consumul peste tot a scăzut. Oamenii țin de bani. Sunt conflicte militare. Este instabilitate. Bursele încep să scârțe. Ei bine, vor fi și companii care vor prospera sau își vor menține prețul, consumul, oamenii. Adică eu nu cred că o să scadă dramatic OMV Petrom. Sau dacă va scădea dramatic OMV Petrom, ar fi din cauza panicii generale și ar fi moment bun să cumperi, pentru că, cum să zic, prețul unei acțiuni nu reflectă neapărat cât de bine sau ce cifre au ei. Uite, de exemplu, e o poză care mă amuză, făcută de Wealth, sau au pus-o și mai departe, care zice așa: sunt toate companiile astea care produc mașini care au market cap, nu știu, mai puțin toate adunat au market cap decât Tesla, iar Tesla a produs income sau vânzări mult mai mici față de celelalte cumulat. Deci prețul unei acțiuni nu înseamnă că mamă ce de bani fac ăia sau mamă cât de rău au scăzut. Poate să vină o panică, poate să vină o panică în România și la nivel mondial, să vină o recesiune nasoală și să scadă prețul la acțiuni cu 80%. Dar asta nu înseamnă că vânzările la OMV Petrom sau la o firmă solidă o să scadă cu 80%. Deci asta n-are nicio treabă. Și atunci, dacă aceste companii sunt la reducere, e mișto să le cumperi.
În general, companiile care sunt solide, generează cash flow și sunt relativ stabile, cu greu scad atât de mult. Bine, repet, OMV Petrom a scăzut foarte mult când a fost criza din 2008. De la 60 de bani a căzut la, nu știu, 13. Că a scăzut, a scăzut, nu poți să zici că nu. Dar și-a revenit. Și-a revenit și în acest timp ți-a dat dividende. Ceea ce a fost super tare. Iar ei acum au planuri de investiții până în 2030. Și eu unul o simpatizez. Am investit, dintre toate investițiile mele pe care le am, în cripto, în bursă, în absolut tot, cea mai mare investiție la momentul de față o am în OMV Petrom. Și este genul de companie care nu prea are cum, nu știu, are șanse de 0,01% să ajungă vreodată la 0 sau să se desfințeze sau să se întâmple ceva nasol. Deci am mare încredere în această companie. Sunt consumator al produselor lor și cu asta am spus tot. Deci azi a fost exit-ul. Dacă vreți dividende, investiți începând de azi, dar dividende veți primi poate la anul, pentru că nu este nici la ei o garanție că vor da dividende în fiecare an. Având în vedere că o să intrăm probabil că în mod oficial în recesiune până la anul. În general, când e recesiune, ei ca să-și țină de bani și să-și mențină investițiile. Când este recesiune, multe companii nu dau dividende, tocmai pentru a nu crește riscul să apară alte probleme financiare. Așadar, la anul chiar sunt șanse să nu mai vedem dividend de la ei. Nu se știe, adică poate să fie, poate să nu. Anul ăsta l-au anunțat, a fost ex-date-ul, urmează plata, aștept banii. Banii au să-i reinvestesc în ori în altceva, ori tot în OMV. Și cam asta e situația. Ne vedem în următoarele episoade.